Deschidem Biblia la Romani, la capitolul 14 și să citim întreg capitolul. Îngăduința creștinească. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potinire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind toate lucrurile sunt curate. Totuși, am mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și aș citi și primul verset din Roman 15. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, suntem la casa lui Dumnezeu. Încă o duminică în care putem să ne bucurăm. Am citit un text mai puțin citit în adunările noastre. Ne cam rezumăm pe la Evanghelii. Nu ne prea place să predicăm din epistole. Altă chiar am vrut să predic din Romani într-o biserică și m-a întrebat păstorul, ce vrei să predici? Zic, din Romani, capitolul cu tare. Romani? Dar ce predici tu din Romani? Ca și cum Romaniul nu-i numai pentru experți. Și nu m-a lăsat. Nu vreau să mă lasă să predic din Romani. Uite că și din Romani, chiar dacă este cea mai grea epistolă, cea mai teologică, și într-adevăr capitolul ăsta este foarte greu, nu am pretenția că am să-l explorez în mod complet, totuși vreau să vorbesc câteva lucruri. Am spus-o de multe ori aici în biserică, o poezioară pe care o știu de când eram copil,
legat de școala vieții, da? Există o școală în care înveți doar dând cu capul de pereți și când ai dat de toți pereți, ești absolvent, ai școala vieții. Vreau să privim în această zi viața cu Dumnezeu ca pe o școală. Noi toți astăzi suntem în școala lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm ca la o școală, la viața de credință. Și primul adevăr pe care îl văd aici, în textul acesta, este unul simplu. Dumnezeu este învățătorul tuturor. Slăvit să fie El. Iar noi toți suntem în procesul învățării. Amin. Este adevărul foarte simplu astăzi. Da? Dumnezeu este singurul învățător, singurul judecător, singurul care dă note, iar noi toți suntem doar niște elevi. Îmi place rugăciunea lui Isaia din Isaia 64. Isaia 64 cu versetul 8 spune cuvântul Domnului: Dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Amin. În atelierul acesta Dumnezeu este olarul, iar noi toți, zice Biblia, cu toții suntem doar lut. Suntem doar niște simpli elevi. Știți de ce ne spune Biblia lucrul acesta? Că pare o banalitate, da? În școala vieții Dumnezeu e profesor, noi suntem elevi. Pentru că unii dintre noi se poartă ca niște profesori. Și Dumnezeu ne trage de urechi și spune, mă, și tu ești elev. Pentru ce judești tu și dai tu note? Chiar dacă ești în clasa 12-a, ești tot elev. Chiar dacă te uiți de sus la cel de clasa 1-a care învață să numere, și tu ești elev și te chinui cu radicalii sau cu integralele, dar nu ești mai mult decât un elev. Vezi, cuvântul Domnului din textul acesta ne spune în versetul 6 și versetul 4: Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului, da? Dumnezeu e stăpân, nu tu sau eu. Sunt doar un simplu ucenic al lui Isus. El este stăpânul care ține oamenii să nu cadă, nu tu sau eu. Dar continuă cuvântul și ne spune și versetul 6, cine face deosebire între zile, pentru Domnul face, da? Domnul în centru. Cine nu face, pentru Domnul nu face. Eu nu pot să accept că fratele meu care ține zilele altfel, mănâncă altfel, are alte încredințări, chiar îi pentru Domnul. Ăla e anatema. Nu, Domne, și el e tot pentru Domnul. Și Domnul îl crește și pe el. El e mai începător, el e mai slab. Că zice că sunt unii pocăiți slabi și avem și din ăștia. Dar, dragii mei, până la urmă, Dumnezeu e în centrul educației noastre spirituale. El ne crește pe toți. Și n-avea tu grijă că se ocupă Dumnezeu de aia de clasa întâia, nu-i treaba ta. Pentru Domnul face, El este stăpân. Și spune cuvântul că Hristos a murit și a înviat ca să aibă stăpânire. Deci nu are nevoie Hristos de asistență. În școala lui Dumnezeu, El este învățătorul suprem și noi toți suntem niște simpli elevi. Dragii mei, sunt printre noi oameni care chiar cred că au ajuns la desăvârșire. Da, sunt oameni care cred că ei sunt aici în biserică, doar au fost lăsați în viață de Dumnezeu doar ca să fie un exemplu pozitiv. Dar ei nu mai au ce să învețe. Ce să mă învețe pe mine ăsta tânăr? Eu sunt pocăit de 40 de ani. Dragii mei, ăsta e un pericol foarte mare. Se numește mândria spirituală. Mândria spirituală este unul dintre cele mai puternice păcate din planeta asta. Pentru că omul de felul acesta nu va mai învăța. Ori Dumnezeu vrea să înveți. Știți, există elevii aia care râd de ăștia mici. Oh, pe tu nu știi să înmulțești? Tu nu știi tabla mulțirii? Da, pentru că e clasa a doua. Și eu m-am chinuit cu tabla înmulțirii. Și tu de clasa 12-a râzi, o, tabla înmulțirii, astea-s banalități. Da, dar și ție-ți tremură pantalonii, că ai bacalaureatul. Și tu nu știi radicalii, și tu nu știi integralele, și tu nu știi derivatele. Ești și tu până la urmă în școală. Nu te uita de sus la cel care se chinuie cu tabla înmulțirii.
că și tu ai în față un bacalaureat sau un examen de anul întâi. Întotdeauna când treci examen, ele ți se par ușoare. Dar și mie îmi vine să râd de aia care dau bacul. Îi văd stresați, trimit bilete. Bacul e o banalitate. De ce? Că l-am trecut. Dar eu am examenele mele la care tremur. Dar și eu sunt un simplu ucenic în școala Domnului Iisus. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. El ne învață. Păi frate, oricum există printre noi învățători. Biblia spune că există învățători, oameni puși să învețe. Dar știți ce spune Biblia despre învățători? Iacov 3:1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători. De ce? Că știm, sau știți, că vom primi o judecată. Deci, până la urmă, și învățătorul, el va fi judecat. Eu nu sunt aici ca să vă învăț într-un sens absolut și să vă dau note. Eu sunt aici să vă învăț știind că și eu voi fi evaluat. Deci numai Dumnezeu evaluează. Adică numai Dumnezeu are voie să judece definitoriu. Eu n-am voie să spun ăsta în fundul iadului. N-am voie. Și vreau că eu pot să învăț, dar și eu învăț știind că voi fi judecat mai aspru. Deci pe mine mă așteaptă un examen. Pe mine învățătorul. Domnul să ne binecuvinteze. Să avem conștiința acestui fapt când noi stăm în fața unor examene. Și să ne păzească Dumnezeu de mândria spirituală. Nu ești aici pentru că ești desăvârșit, nu ești în biserică pentru a fi reperul adevăratei ortodoxii în sensul adevărat al cuvântului, nu ești tu dreptarul adevărului, ești ca și mine un simplu student în școala lui Dumnezeu. Dacă ai fi desăvârșit, te-ar fi luat Dumnezeu acasă și te-am fi dus cu fanfara pe ultimul drum. Dacă respiri, înseamnă că nu ești desăvârșit. Amin. Ești aici să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Oare te vei lăsa învățat? E atât de ușor după mulți ani de pocăință să vii la biserică în mod mecanic și să nu mai primești. Ăla e prea tânăr, ăla e prea țăran, că avem de ăștia că nu înghit numai de la aia cu facultate. Ăsta e prea teologic, ăsta e prea... Și nu mai primești nimic. Și uiți că ești un simplu student și stau în fața examenele vieții, grele. Și câtă vreme trăiești, ești în școala marelui profesor Dumnezeu, slăvit să fie El. De asemenea, Pavel spune în 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele. Dar el continuă, întrucât, vezi, și el are o preocupare, eu mă străduiesc să calc pe urmele lui Hristos. Dar nu se uită în urmă foarte mult, măi, voi ca mine. Spune, eu mă preocup să calc pe urmele lui Hristos, voi după mine. Sunt mai mare, sunt în față, am dreptul să spun asta. Și sunt domenii în care, fără falsă modestie, pot să vă spun, călcați pe urmele mele. Nu e greșit, dar preocuparea mea cea mai mare să fie alta, să calc pe urmele lui Hristos. El învățătorul, mărit să fie numele Domnului. Știți, când eram la facultate, erau printre noi asistenți. Dar asistenții erau toți studenți. Deci asistentul ăla nu vorbea ca și un mare cunoscător. Ajuta profesorul și era și el la masterat sau la doctorat. Era un doctorant care se trudea și el cu examenele lui, dar era asistent la anul întâi. Pentru că avea în degetul mic materia de anul întâi. Dar era și el student la doctorat. Cam așa e și cu slujitorii. Cam așa e cu toți oamenii care sunt mai vechi în pocăință. Suntem în față. Putem să fim un reper pentru alții. Dar până la urmă, învățătorul, cel care judecă, singurul care are drept legitim de judecată, de a osândi, de a da verdicte finale, e Dumnezeu, glorie Lui. Domnul să ne dea atitudinea asta de simpli asistenți, de simpli învățăcei care stăm și noi în slujba Domnului. Dumnezeu este profesorul, noi toți suntem elevi. Oare în ce clasă ești? Cu ce examene, cum spune aici fratele Flaviu, cu ce temeri te confrunți? Când văd unii oameni că se tem de înălțime, pa când vine să râd. Cunosc pe cineva care tremură genunchii, un păstor când vede o clădire cu 10 etaje, numai când o vede, eu mă cațăr pe ea. Dar am fricile mele. Pentru că nici n-am curat să vi le spun. Am fricile mele. Ne luptăm fiecare cu niște temeri, cu niște insecurități, nesiguranțe. Avem
ale noastre, slăbiciuni, alunecări, căderi. Toți suntem în școala lui Dumnezeu. El este profesorul. El are stăpânire peste biserică. Mai spune ceva versetul 3. Unul ne spune, n-avem voie să evaluăm. Cine ești tu? Ai uitat? Tu nu ești profesor. Tu nu ai dreptul să dai note. Cine ești tu să judeci pe ăla alt? Mai slab, e adevărat, e mai slab. Biblia recunoaște, sunt unii slab. Dar cine te-a pus pe tine? Și Biblia e asta, e cine ești tu? Da? Adică arată-mi legitimația. Cine ți-o permis ție să judeci pe alții? Profesorul Dumnezeu, nu tu. Dar în același verset, cuvântul spune, versetul 4, dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Și aici spune ceva Biblia, totuși, va sta în picioare. Căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Ce bine că avem profesorul ăsta. Aici, cred că Dumnezeu vorbește despre o categorie de oameni care cred că ei țin în picioare pe alții. Și Domnul spune, auzi, stai liniștit. Îi slab, îi începător, dar Domnul are putere să-l țină. Nu te teme, n-o să cadă, n-are nevoie de proptele tale. Pentru că foarte mulți oameni, aici e vorba de tendința aceasta legalistă, să-i ținem noi pe alții, să le punem poveri, să le punem noi garduri, să fim noi aspri, să-i urmărim, să-i batem. Asta e tendința cu cel slab. Băi, slab, ia-l de urechi. Fii cu ochii pe el. Și Biblia spune, ascultă, pentru ăla slab a murit Iisus și Iisus are putere să-l țină. Nu-i nevoie de proptele tale legaliste. Nimeni nu poate să țină pe alții, că unii chiar cred că dacă trasează ei, auzeam teoria asta, frate, de cât mai largă calea, mai bine, mai îngustă. Eu nu cred asta. Cumva că, așa, o logică vizuală, dacă cade de pe calea asta, se cadă tot pe cale. Da, o îngustăm și când cade afară, de fapt, e tot pe cale, dar îl păcălim un pic. Dar să fie tot pe cale. Frații mei, Dumnezeu n-are nevoie de croitori de ăștia. Calea lui Dumnezeu e bugă de îngustă. Cum o trasat-o el așa să rămână? Nu-i nevoie de ăștia care țin ei pe alții îngustând calea, fiind aspri, mai aspri decât Biblia. Auzi, are Dumnezeu putere să-l țină. Și, dragii mei, aud mereu la înfundul acestei biserici un gen de retorică care mă deranjează. Că sunt aici și să corectez. Tinerii ăștia care au primit Duhul Sfânt. Uită-te la ei, frate, uite ce fac, slabi, ăștia nu au primit Duhul Sfânt, frate. Asta e aburială, asta nu-i Duhul Sfânt, bolborosele, abracadabra. Frații mei, opriți-vă cu astfel de afirmații. Oricine ai fi, ăla a primit Duhul Sfânt și chiar dacă e clasa a 8-a sau a 9-a sau a 10-a și e slab și e copil și e adolescent și e tânăr și vrea să se căsătorească și să luptă cu poftele, ascultă-mă, în el locuiește Duhul Sfânt și Duhul Sfânt poate să-l țină. Nu vă mai îndoiți voi. Nu mai dați voi verdicte, voi învățătorii. Nu dați, pentru că și tu ai fost cândva așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Din păcate uităm că suntem elevi și că am fost și noi clasa întâia. Cineva cerea o sândire a unui slujitor aici în biserică pentru unul din copii, toți așa aspri, frate, cu tare. Și am zis, frate, stai un pic. M-am gândit eu așa, zic, unde eram eu când aveam vârsta asta? Unde e și băiatul ăsta? Exact acolo. Păi nici eu la vârsta lui n-am fost pocăit. Și eu eram exact așa. Și-a făcut Dumnezeu păstor. Dar uităm că am fost în clasa întâia. Ne purtăm ca niște mari guru spirituali. Frate, ăsta tânăr trebuie... Păi stai, frate, că e clasa întâia. N-are Duhul Sfânt, bal are. Dar e clasa întâia. Și nu-i treaba ta să-l ții și să-i dai verdicte că ăsta nu-i, ăsta îi. Dumnezeu i-a ales, i-a născut din nou, i-a botezat cu Duhul Sfânt, îs copii, îs tineri și nu-i treaba ta. Și vreau să spun ce o zis Biblia, stai liniștit, Dumnezeu o să-l țină în picioare. Aleluia! El e profesorul. Și asistenții ăștia, jandarmii ăștia, să-și vadă de treabă. Că Dumnezeu n-are nevoie de așa ceva. El o zis că poate să-i țină și pe aia slab. Că și eu am avut tendința mea să mereu, mă, ăsta nu are nicio șansă. Au fost membri despre care am crezut că ăștia nu-s mântuiți. Și am văzut că pulsează viața în ei. Foarte slabi unii. La unii am crezut că nu există reabilitare.
Dar mi-a dat Dumnezeu lecții foarte frumoase în viață. Am văzut reabilitare, am văzut schimbare, am văzut că Duhul Sfânt mișcă în vieți dărâmate, slabe, unde este încă păcat, dar Duhul Domnului încă e acolo, încă lucrează, încă mustră. Slăviți să fie Domnul! Are putere profesorul să-i țină în picioare, stați liniștiți! Dumnezeu nu are nevoie de jandarmi. De fapt, atitudinea acestor oameni nu e una bună, că în Galaten găsim oameni care au impresia că îi nevoie de ajutorul lor și zic ei, mă, nu-i destul Hristos, trebuie tăierea împrejur. Așa cum și astăzi sunt mulți care pun lângă Hristos nașterea de copii, ținuta, muzica nu știu care și încearcă oamenii să facă ei o cale mai nu știu cum. Și zice Pavel, mă, fraților, e destul Hristos, tăierea împrejur nu mai trebuie. Dar erau în biserică oameni care aveau o aparență de spiritualitate, frate. Păi nu, trebuie și tăierea. O aparență de îngustime, de conservatorism. Păi trebuie și asta. Și Pavel spune, frații mei, ăștia nu sunt cu gând bun plin de râvnă. Ăștia nu au o motivație bună. Galaten, capitolul 4, capitolul 5, cuvântul ne spune în multe rânduri acolo despre lucrul acesta că unii oameni au o atitudine greșită. Voi care voiți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Când pui lângă Hristos orice altceva, ai căzut din har. Când vii tu să îngustezi calea, de fapt ai căzut tu. Că n-ai niciun drept să o îngustezi tu. În Galateni, în Galatia, ei doreau să îngusteze calea. Nu numai Hristos, frate, și tăierea. Hai să mai punem o povară. O zis Pavel, nu-i destul. Nu-i nevoie. Galateni 5 cu 4, mergem mai departe. Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea? Ca să n-ascultați de adevăr. De fapt, ăștia fac pagubă. Legalismul face pagube. Orice punem alături de Hristos este o catastrofă. Mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos. Nu prin Hristos și regulile pe care le pun unii din râvnă proprie și fondate subțire sau nefondate biblic. Mai departe, spune cuvântul aici, în Galaten, capitolul 5, versetul 10, eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sândă, oricine ar fi el. Știți până unde merge Pavel? Pavel nu este dur întotdeauna, uneori e ca o doică. Știți când este cel mai aspru Pavel în Biblie? Când vorbește cu ăștia, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Se referă la ăștia cu tăierea. Schilodească-se odată cei ce vă tulbură, pentru că de fapt oamenii ăștia, crezând că ei ajută pe alții să rămână pe calea îngustă, de fapt ei strică calea lui Dumnezeu. Poate pare ciudat, dar așa se poartă Pavel cu cei care întotdeauna există tendința asta în toate epocile istoriei bisericii. Oameni care cred că ei duc ceva în plus. Frate, nu numai atât, o aparență de sfințenie, o aparență de îngustime nefondată biblic. Frate, trebuie și tăierea împrejur. Și Pavel este foarte aspru, știind că ăștia a crescut unde lemnul de tot. Și el dă, de fapt, o explicație. De fapt, ăștia nu sprind de râvnă față de voi din sinceritate, spune el, lămurind lucrurile în Galateni, în capitolul 4, cu 17. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Sunt oameni cărora le place să controleze pe alții. Să fii tu ucenicul lui, să fii tu sclavul lui, să-ți controleze psihicul, să-ți controleze viața, să-ți pună poveri. Oameni care cred că ei sunt învățători și pot ei să pună poveri. Mai mult decât o pus Hristos. Domnul să ne păzească de asta. Oamenii care cred că trebuie să proptească ei împărăția, să proptească ei pe alții. Domnul a spus, stai liniștit. Tu ești un simplu elev, vezi-ți de pocăința ta, dacă ești sincer vei găsi puncte slabe, mai ai de lucru și tu, mai ai de învățat, lasă-L pe Dumnezeu că ține El și pe ăla tare și pe ăla slab. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci suntem într-o școală, mă uit la Pavel ce frumos vorbește și încheie acest gând. Dumnezeu este învățătorul, noi toți suntem elevii, ce simplă idee. Și totuși avem nevoie de asta să mai ne amintim încă o dată. Zice Pavel în Filipeni, în capitolul 3, cu versetul 12, nu că am și câștigat premiul. Cum, Pavel? Tu ești apostol. Nu, nu-s premiant. Nu am câștigat premiul, n-am ajuns desăvârșit. Păi dacă Pavel nu a fost desăvârșit, ești tu și eu?
Pavel spune, fraților, eu nu vorbesc ca un expert aici, da, sunt apostol, dar n-am câștigat încă premiul și n-am ajuns de săvârșit. Ce fac? Zice, alerg și eu înainte căutând să-L apuc pe Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea și nouă atitudinea asta. Dragii mei, ce mai înțeleg eu din textul acesta? Un alt gând, tot simplu, tot frumos. Școala lui Dumnezeu, înțeleg eu din textul citit, este organizată pe niveluri, pe clase, nu? Iarăși o banalitate. Și totuși nu înțelegem în profunzime această realitate. Da? Clasele în școala lui Dumnezeu sunt organizate ca la școală, clasa 1, clasa 2. Ce cuvântul, primiți bine pe cel slab. Deci există oameni slabi, repet, există oameni de clasa 1. Primiți bine pe cel slab în credință. Versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate. Ăsta e la clasă mai mare, clasa 12. Altul care este slab crede că nu poate să mănânce decât verdețuri. Adică Biblia spune clar, există niveluri, există diferențe. Unul e mai tare, mănâncă de toate și unul mai slab. Nu mănâncă numai verdețuri. Da, asta e. Biblia zice că ăștia cu verdețurile sunt mai slabi. Și fizic, și spiritual. Versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Da? Oameni foarte superstițioși cumva, scrupuloși, religioși, cu zile, cu complicații. Altul zice că toate zilele sunt la fel. Dar ăștia toți sunt mântuiți. Ăștia toți sunt în biserică, ăștia toți sunt în cursa de alergare, ăștia toți sunt în școala lui Dumnezeu. Dar școala lui Dumnezeu este pe niveluri. Vreau să punctez câteva lucruri deja am menționat întreagăt. În primul rând, dragii mei, revin la versetul 3. Și cum cine nu mănâncă, cine mănâncă, aici e un verset foarte important asta, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Auziți, fiindcă Dumnezeu l-a primit. În mintea celui care este, care judecă, este inacceptabil, nu se poate. Cine mănâncă carne, ăsta nu-i mântuit. Asta credeau ei. Și vine Pavel și spune, frate, lasă-l în pace, că și ăla care mănâncă carne este primit de Dumnezeu. Adică faptul că noi considerăm că unii oameni nu sunt cum trebuie, că sunt mai slabi, nu înseamnă că nu sunt mântuiți. Da? Și asta e o primă idee. A fi slab sau imatur nu înseamnă a fi căzut. Înțelege, repet, legat de tineret, de oameni pe care îi vedem noi. Păi frate, unde e lucrarea Duhului Sfânt în ei? E acolo, dar e clasa întâia. Faptul că este imatur nu înseamnă că e nemântuit sau că e căzut. Este doar imatur. Și biserica, asta îmi spune Roman 14, trebuie să aibă îngăduință pentru cei imaturi. Altfel nu vom avea un context favorabil creșterii spirituale. Biserica nu-i poliție, biserica nu-i jandarmerie, biserica nu-i armată. Le spune, fiți îngăduitori și primiți bine pe cel slab. Așa scrie, frații mei, primiți bine pe cel slab. Nu e normal să dăm în cap oamenilor slabi, să-i condamnăm. Biblia spune, auzi, Domnul l-a primit și pe el. Că unii sunt așa de sfinți că nu concep că și alții pot să intre în rai cu ei. Știți, celebrul video viralizat cu acel frate care nu-i de acord să stea în rai cu aia care beau cafea. Na, dacă ajunge el, o să fie surprins că intrăm și noi ăștia care bem cafea. Nu sunt de acord, zice el, să stau în rai lângă ăla care o bău cafea. Na, dacă nu ești de acord, nu intra, frate. Sigur, ăștia cu cafea vor intra. Deci, sunt oameni care nu concep că și alții pot fi mântuiți. Le spune, auzi, frate, chiar dacă tu îl consideri slab, sau îl disprețuiești, sau îl judeci, Domnul l-a primit. A fi imatur nu înseamnă a fi căzut. Nu înseamnă a fi lepădat, a fi nemântuit. E doar imatur. Are tot dreptul să-și trăiască vârsta. Care dintre voi vă bateți copiii
că-s prea mici. Nu? Râdeți. Dar în biserică de ce facem asta? Păi el săracu-i bebeluș, el e cu Pampers-ul, lasă-l așa, pe atât are. Peste 10 ani nădăjduim că o să fie și el ca tine. Îi luăm de urechi, îi ba, bă, slăbănogule, dar auzi mă, îi copil în Domnul Iisus Hristos. Lasă-l să fie copil și să crească. Primiți bine pe cei care sunt copii, pe cei slabi, zice Biblia aici. Și biserica trebuie să fie acel context, acea școală în care omul este lăsat să învețe, să numere, să învețe să adune, să învețe tabla mulțirii, cu îngăduință, frate, că și tu ai învățat tabla mulțirii. Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, spune cuvântul aici, nu disprețui pe cel mai începător. Nu te uita de sus. Cine ești tu să disprețuiești pe cel care mănâncă sau nu mănâncă? Nu disprețui. E și o atitudine, frații mei. Nu numai că îl primesc bine, nu numai că îl încurajez, și atitudinea. Nu te uita cu dispreț. Mă amintesc de fratele Lazar din Morhanci, scriu despre dumnealui o carte acum și chiar am terminat capitolul. Spuneau frații bătrâni pe care i-am intervievat la Morhanci aici aproape că ori de câte ori veneau tinerii la mărturisire, fratele Lazar plângea cu ei. Nu-i lua de urechi, nu-i trosnea, mă, nemernicule, cum ai putut să faci asta? Măi, tu mergi în iad. O să plângea el. Un bătrânel care să plângă el, când tinerii mărturisea, el plângea. Plângea de dragul lor, de mila lor, din compasiune pentru ei. Ăștia sunt părinții spirituali ai bisericii, nu ăia care ciomăgesc. Să-ți fie milă de cel slab. Cineva a venit la mărturisire, bineînțeles că nu vă dau detalii, și după ce mi-au zis câte mi-au zis că frate, nu mă dai afară. Am zis, nu. Atâta știa. Mă duc la el și îmi dă. Asta să însemne pastorația? Asta a fost prima întrebare a celui căzut. Frate, nu mă excluzi. Zic, nu. Zic, ce să-ți fac? De pe ultima, în discotecă? Unde să trimi la discotecă? Ești cum ești. Rămâi în biserică. Pocăiește-te. Da, pot să mă împărtășesc. Dacă simți că Domnul te-a iertat, împărtășește-te. Vezi, s-o temut de par. Primul lucru, ăsta îmi dă în cap. Și au fost surprins că i-am spus, auzi, rămâi în biserică și încearcă să te reabilitezi. Că Dumnezeu are milă și de oameni ca tine. Avem de învățat aici, mai este. De-aia predicăm și ne predicăm și nouă. Cuvântul Domnului este foarte adânc și taie în toate direcțiile. Primiți bine pe cel slab. Nu disprețuiți pe cel slab spiritual. Și tu ai fost cândva slab. Repet, când văd pe unii care mai cad dintre tine și oamenii cer o sândă, mă aduc aminte cum am fost eu, frații mei. Am avut alunecări. Am avut în adolescență, am avut după botezul în apă, am avut după botezul cu Duhul Sfânt. Păi se poate, da! Și Hristos m-a ridicat și prin asta nu încurajez păcatul. Dar eu însumi am căzut și m-am dus la alții și m-au ridicat și mi-a mărturisit păcatul. Și a fost după botez și a fost cum a fost, dar Dumnezeu s-a îndurat și de mine că am fost slab. Domnul să ne binecuvinteze. Nu disprețui, a fi imatur nu înseamnă să fii mort. Dragii mei, vă rog frumos, nu vă așteptați ca un copil de 16 ani să fie matur ca unul de 40. Că nu se poate. Oamenii, nu se poate. Maturizarea întotdeauna vine treptat. Este un proces. Și trebuie să avem răbdare cu cei care sunt mai slăbuți și mai încet pe calea pocăinței. Din Roman 14, aici înțeleg, versetul 15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Aici mai este un adevăr. Vine și spune ăla care e mai matur. Bă, dar ce cu ăsta, mă? Ăsta e copil spiritual. Bă, domne, mănâncă în fața lui. Să se maturizeze odată. Păi cum, mă, tu te potignești în de-astea? Păi tu ești copil, mă, dar maturizează-te odată. Pe cum, n-am voie să mănânc carne? Băi, de ciudă mănânc carne în fața lui. Și spune Pavel, mă, nu-i bine. El atâta poate. Ăsta se poticnește în mod autentic și ăsta merge înapoi la idoli. Mai bine nu mănânci tu. Eu sunt încredințat că pot să mănânc de toate, zice Pavel. Eu sunt matur, eu sunt de plin încredințat că mănânc tot ce mișcă. Și eu mănânc de toate. Am mâncat și crocodil, am mâncat, încă n-am mâncat câine și pisică la chinez, dar de toate am mâncat. Sunt oameni care, așa din punct de vedere spiritual, aia nu, scrupuloși, să potignesc în aia, să potignesc în aia. Și zice, pa, mă, omule, nu forța
lasă-l să se maturizeze. Adică, ce înțeleg eu? Că unii aveau tendința să maturizeze forțat. Băi, frate, să se maturizeze odată. Este absurd ce gândești tu, ești imatur, ești copil, schimbă-te. Dar nu poate. Și Pavel spune, frate, nu nimici încercând să maturizezi forțat. Aici mai învăț ceva despre școală. Nu încerca maturizare cu forța. Există unii care se ocupă de agricultură și ar ști să spună mai multe ca mine. Acum, dacă vrei să coci o roșie în solare, ai dat niște substanțe și a doua zi roșie îl duci la piață. Și te uiți, măi, dar ce coaptă e! Și când o guști, n-are gust, că e forțată coacerea. Aia nu-i roșia aia coaptă toată vara, pe vrej, o băgat siringa sau ce-o băgat azot, a doua zi coaptă și ți-o vândut-o ție, dar e colorant. Ea n-are gust, că s-o forțat coacerea. E, unii oameni încearcă maturizare cu forța. Frate, să se maturizeze odată. Păi e absurd ce crede el. Cum să te potignești în astea? Păi uite că se pot. Așa e el. E autentic, e natural. Și am un sfat. Să nu forțați nici maturizarea proprie, nici maturizarea altora. Nu încerca să trageți copiii de urechi să crească mai repede, că nu se poate. Și spune cuvântul, noi cei tari suntem datori să răbdăm. Dragii mei, formarea oricărui om se face cu răbdare. Chiar cu copiii tăi, sunt părinți inflexibili. Frate, uite copilul meu să joacă pe... Păi soră, și eu m-am jucat când am fost ca el. Mă pui să-i zic, frate, zi! Îmi spunea câte unul, zi că... Păi soră, ce să-i zic, că și eu m-am jucat ca și el când am fost. Erau jocuri pe calculator și eu m-am jucat până... Și-a avut Dumnezeu răbdare cu mine. Și spun astea făcându-mă vulnerabil ca să înțelegeți că oamenii nu devin peste noapte proroci, evangheliști, păstori. Toți am fost tineri, toți am avut slăbiciuni și cineva a avut răbdare cu noi. Eu tot mă întreb câtă răbdare a avut pastorul Iosif Anca. Dacă n-am fost la el de zeci de ori la mărturisire, iară vin, frate. Și nu m-a scos afară. Și la bunicul meu mergeam, care era păstor, mai vorbeam cu tatăl meu, cu alți frați. Și au avut răbdare. De ce să n-avem și noi răbdare cu alții mai slabi? Domnul să ne binecuvinteze. Nu încerca maturizare cu forța. Sunt oameni care se pocăiesc și aici, din nou, vreau să punctez ceva și încearcă așa un fel de maturizare de asta într-un an. Oameni care se pocăiesc îmbrățișează o formă foarte strictă a pocăinței, crezând că asta maturizează. Da, și dintr-o dată el e pocăit de un an, dar e mai pocăit ca noi. Spunea mie cineva, frate, pocăința nu mai e ca odinioară. Și dădea el de mână și disprețuia chiar biserica noastră, că suntem libertini. Și zic, mă, tinere, din câte știu eu, alaltăieri tu erai catolic. Te-ai pocăit acum 2 ani, taci din gură. Am îmbrățișat o formă foarte strictă. Eu cred că dacă intră direct pe calea cea mai îngustă, e și matur spiritual și nu prea e matur. E doar îngust. Maturitatea e altceva. Da? Eu când mă pocăiesc, frate, nu ca pocăiță, eu mă pocăiesc cum trebuie. Și din start devine un om arogant, un om mândru, care crede că un soi de ultraconservatorism este un supliment sau un locuitor pentru maturizare. Maturizarea întotdeauna vine în timp. Și a îmbrățișa o formă extrem de strictă nu înseamnă maturizare. E doar o formă. Maturizarea durează și la tine ca și la mine. Domnul să ne binecuvinteze. Asta e una dintre extreme. Oameni care încearcă, da, ca și cu roșia asta forțată, să dea azot să se înroșească mâine. Și să arate, dar nu-i gust. Și să știți că oamenii ăștia n-au gust. Au numai culoare. Însă există și extrema cealaltă. Să credem că în pocăință maturizarea vine cu vârsta, cei tineri sunt imaturi, cei bătrâni sunt maturi. Ori Biblia nu spune asta. Nu se suprapun vârstele spirituale cu vârstele biologice. Dimpotrivă, cuvântul ne spune de atâtea ori despre oameni care au căzut examenele vieții. Iov, capitolul 32, ne spune Elihu acolo, versetul 6 și continuă până la 9. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuvântul și a zis, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni, de aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu.
Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, mare număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea, dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci, zice el aici. Deci, maturizarea spirituală are legătură cu cât de repede învățăm lecțiile Duhului Sfânt. Amin. Nu uitați, maturizarea spirituală are legătură cu cât de repede primim și învățăm lecțiile lui Dumnezeu. Sunt oameni care cad examenele vieții repetat. Spune Ieremia că a mers în casa olarului și vasul nu izbutise. Poți să fii în vârstă și să fi căzut examenele vieții. Și sunt astfel de oameni care pretind că sunt maturi datorită vârstei, numărului mare de ani petrecuți pe calea pocăinței, dar totuși sunt imaturi spiritual. Când eram copii, mi-amintesc că așa era politica comunistă, era un pic mai mult asprime, îi lăsa repetenți pe unii. Și când eram eu în clasa întâi, aveam câte un măgar de la de clasa a patra. Zicea măgarul între oi, era cu un cap mai mare ca toți. Rămăsese repetent de 2-3 ore, erau foarte umiliți copiii atunci, acum nu se mai practică asta. Și nici nu a fost un lucru bun. E, cam așa sunt unii în pocăință, ca măgarul între oi, el e mare, dar e mic. El e tot clasa întâia, dar o crescut numai biologic. Copilul a repetent căzut la examene, dar care o crescut, era măroc, era cât un om, ne bătea pe toți. Dar el era săracul, el era tot la tabla adunării și a înmulțirii, nu putea depăși. Era repetent. Dragii mei, e foarte important să adoptăm lecțiile Duhului în viață, să învățăm lecțiile lui Dumnezeu, că putem să fim mulți ani în biserică și totuși clasa întâi. Domnul să ne binecuvinteze, să ne maturizăm la timp. Acum, încă ceva legat de asta, cele două ispite vreau să le punctez. Există oameni mai scrupuloși, există oameni mai liberi în gândire între noi și întotdeauna vor fi. Nu-mi place cuvântul ăsta conservator, este abuzat, e folosit în toate felurile, nu-i folosit corect. Conservator este altceva, da? Uneori folosim cuvântul conservator în loc de fundamentalist, conservator în loc de tradițional, nu? Suntem conservatori sau tradiționali până la urmă, că sunt termeni foarte greu de discernut. Și la noi, tot, cu cât ești mai conservator, ești mai pocăit. Asta e ideea, cât ești mai strict, ești mai aproape de Domnul. Dragii mei, există oameni mai liberi și există oameni mai stricți sau mai scrupuloși, cu reguli mai multe între noi. Zice cuvântul așa, cine mănâncă să nu disprețuiască. Da? Cei mai liberi, cei care au libertăți mai mari, de obicei disprețuiesc. Asta e semn. Cel care nu mănâncă, ăla strict, scrupulos, zice Biblia că judecă. Deci unii disprețuiesc, alții judecă. Și Biblia spune, nu disprețui, nu judecă. Dacă tu ești o persoană mai liberă în Hristos, ai anumite libertăți, nu disprețui pe ăla care îi îngust. Că asta te zice, bă, stai fanatic, mă. Și-l disprețuiești. Biblia spune, nu disprețui. Când ești mai strict și ai tu ale tale, nu judeca. Tendința printre noi, așa să zic acum, conservatorii, în ghilimele, e să judecăm foarte mult pe cei care sunt evangheliști, dar mai liberi decât noi. Petrecem prea multe ore, risipim prea multe cuvinte, condamnând biserici care sunt diferite de noi în închinare, în ținută și în ce privește anumite încredințări sau detalii. Frații mei, Biblia spune, nu judeca. Nu judeca, asta e Biblia. Pot să fiu strict cu mine, pot să fiu cum vreau, conservator, fundamentalist, tradițional, fără să judec pe alții. Și Biblia nu-mi dă voie să fac asta. Poți să nu mănânci carne, frate. Poți să nu te împărtășești cu noi. Poți. Poți să nu fii de acord cu tobele, dar nu judeca și nu disprețui. Vezi-ți de părerile tale, zice Biblia. Ai tot dreptul să crezi ce vrei la lucrurile care nu sunt clare, negru pe alb, dar nu disprețui, nu lovi, nu judeca. Ține-ți părerile pentru tine. Domnul să ne ajute. Dacă vom face așa, biserica va funcționa mult mai bine. Nu disprețui, nu judeca. Ești mai strict,
Domnul să te binecuvinteze, dar nu judeca. Ești mai liber, nu disprețui pe cel care își face multe legișoare. Așa îl înțelege el pe Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Acum câteva gânduri în încheiere. Totuși, da, suntem diferiți. Gândim diferit în anumite privințe. Dar care este totuși semnul maturității? Unde ar trebui să ajungem? Îl răbdăm și pe ăla cu Pampers, îl mângâiem și pe ăla de clasa a doua, dar totuși, unde ar trebui să ajungem? Ce înseamnă maturitate în Biblie? Semnele maturității. De unde știm că suntem aproape de graduare? Și când am spus că la graduare plecăm din lume, poate că n-am vrea să fim aproape. Biblia spune, de exemplu, în versetul 5, versetul 14, 23, următorul lucru. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie cum? De plin încredințat în mintea lui. Semnul maturității este oarecum stabilitatea. Fii de plin încredințat. Sunt oameni instabili, care nu știu ce cred. Se simt vinovați, aud o predică de la unul, mai nu știu cum, bă, e păcat. După aia aud de la unul, mai nu e păcat. Și faci un lucru fără să fie convins. Și se simte vinovat. Și trăiește sub condamnare. Nu, ăsta e copil. Ăsta e semnul imaturității. Să n-ai încredințări și principii clare, să fii bătut de vânturi, să nu fii deplin încredințat în ceea ce știi și crezi și să te simți vinovat pentru lucrul la care nu știi, Pavel spune, fraților, fiecare să fie deplin încredințat. Asta e maturitatea. Să știi ce crezi. Și pe mine nu mă pot convinge 1000 în anumite privințe. Zică ce vrea. Domnule, eu așa cred și nu mă mut de aici. Semnul maturității este stabilitatea în doctrină, stabilitatea în încredințare. Știu ce cred. Imaturitatea este condamnarea asta. Fac, dar nu sunt sigur că e bine, zice Pavel, mănânc, dar în același timp am auzit pe ăștia care nu mănâncă, că nu-i voie, mă simt vinovat. Păi dacă mănânci și te simți vinovat, păcătuiești. Asta spune Pavel. Fii de plin încredințat și respectă ceea ce gândești. Nu fii cu două măsuri, nu fii labil, nu fii influențabil. Același lucru îmi spune Pavel și în alte versete, tot aici. Continuă el, versetul 23, versetul 14, dar vreau să merg la 14, spune: eu știu și sunt încredințat în Hristos că nimic nu este necurat în sine. Deci Pavel nu negociază. Băi, slab, dar eu știu sigur că nu-i păcat să mănânc carne. Pe mine nu mă mută nimeni de aici. Mă amintesc de un profesor de la teologie care striga cât îl ținea gura în clasă pentru mine și a spus numele lui: cine mănâncă carne merge în iad. Dar nu n-am tremurat deloc. Eu, cum am fost un pic mai cu gura mare, am și zis pe loc: dar domn profesor, cum rămâne cu Iisus, cum mânca pește? Nici el nu intră în rai. Sunt oameni care încearcă ei să aducă, domne, trasează ei o calea lor. Cine mănâncă carne merge în iad. Asta am auzit-o cu urechile mele. Frate, stai liniștit, Iisus o mânca pește, eu mănânc și porc și mă duc în rai. Fii de plin încredințat. Eu sunt de plin încredințat. Pe mine nu mă mută nimeni cu încredințări, cu frici, cu temeri, că dacă n-ajung, nu, eu știu sigur că asta e calea. Și e bine să studiem Scripturile și să ne formăm principii solide, convingeri puternice și chiar încredințări oarecum stabile. Asta înseamnă maturitate. Ce crezi despre asta? Păi nu știu, frate. Domnul să ne binecuvinteze. Un alt semn al maturității, dragii mei, foarte ciudat, poate vă șochez prin ce spun, dar versetul 2, ce unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab. Deci Pavel spune care e maturitatea. Maturitatea este libertatea. Deci Pavel spune: măi, frate, avem și din ăștia, îi creștem, avem răbdare, dar până la urmă ăla e slab. Vedeți, este un pic diferit de cum gândim noi în mediul pentecostal. Omul matur e cel mai îngust. Cu cât ești mai îngust, cu atât ești mai pocăit. Pavel spune, nu. Omul îngust e un semn de slăbiciune, are nevoie de multe legi și reguli făcute de el sau de oameni, pentru că e slab și e frică. Și e fricos, e instabil. În Scripturi este privit omul care mănâncă de toate ca fiind tare. Și ăla mai... da? Scrupulos e privit ca slab, să nu uităm lucrul ăsta. Această retorică nu funcționează. Cu cât ești mai strict, cu atât ești mai pocăit. Nu, trebuie ca ceea ce eu consider adevăr să fie bazat pe Biblie.
Uitam într-un alt text, asta e altă predică, am să predic altă dată, dacă o să fie timp și de Dumnezeu viață. Și în 1 Timotei, capitolul 4, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Vă întreb, la ce vă așteptați după afirmația asta? Învățăturile dracilor. Duhuri înșelătoare, învățături mincinoase. La ce vă așteptați? Eu mă aștept la dăștia libertini. Într-adevăr, există pericole mari în direcția asta. Ce cuvântul așa, auzi cine zice Biblia că-s lepădați de credință? Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Ăștia cum îs? Stricți sau liberi? Știți ce mă învață Biblia? Că există pericole la fel de mari în direcția legalismului, la fel de mari ca în direcția libertinismului. Oameni buni, n-ai voie să oprești. Ce formă de evlavie! Ăștia opresc, frate! Ăștia mai pocăiți ca restul! Ei nu cu așa, ei numai așa! Bine, auzi, învățăturile dracilor. Pavel e categoric aici. De ce să oprești căsătoria și întrebuințarea bucatelor dacă Hristos nu le-a oprit? De ce să faci rânduială și încredințare de ce n-a zis Dumnezeu în viața ta? Dragii mei, Pavel spune foarte clar, ferice de cine nu se osândește. Adică maturitatea acolo-i, frații mei, ferice de cine nu se osândește de pomană. Mă simt vinovat pentru aia, mă potignesc în aia, ferice de cine nu este acolo. Sunt atât de mulți oameni chinuiți și vin și discută cu noi și e o nesiguranță, frate, e păcat, nu-i, se simte vinovat. Spune, ferice de cine nu se condamnă, frații mei. Nu ne-a pus Dumnezeu poveri ca nu le-a pus El. Ne condamnăm singuri, adăugăm la Evanghelie, crezând că îngustând e mai bine. Și spune Pavel, în direcția asta, e la fel de gros întunericul ca și în direcția aialaltă. Învățăturile dracilor, n-ai voie să oprești ce n-a oprit Biblia. Așadar, învățăturile dracilor nu sunt numai la aia care cunună homosexuali. Și acolo cohorte, dar sunt cohorte de duhuri și unde există legalism ieftin și nefondat biblic. Știți că la exorcizare duhul de religiozitate și de legalism iese foarte greu? Știți cum se manifestă duhul ăsta și cât de greu îl scoatem afară? Frații mei, n-aveți idee cât de periculos e demonul ăsta al legalismului și al religiozității, al îngustimilor fără Dumnezeu. Că unii chiar cred că cu cât se duc mai pe stânga, îs mai sfinți. Dar Biblia nu spune asta. Ferice, zice Biblia, de cine învață adevărata libertate în Hristos. Să trăiești liber în Hristos, neprihănirea și adevărul. Și să te bucuri de viață și de relația cu Hristos. Și întrebarea e, ai bucuria mântuirii? Dacă n-ai, ești imatur. Ai doar legi. Ai doar reguli. Bucuria mântuirii semnul că tu trăiești adevărata libertate a lui Hristos. Și nu mă refer la libertatea firii, că unii fac din libertate prilej pentru fire. Nu, să trăiesc neprihănirea, să trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, standardele sfințeniei în libertate, fără condamnare, fără frici, fără tot felul de legi omenești. Asta e pocăința, asta e maturitatea. Ferice de cine nu se osândește. Și ultimul lucru, și închei, ce Pavel, să acceptăm pe cei slabi. Sau, dacă vreți, în sens larg, să acceptăm pe ceilalți. Semnul maturității, spuneam, este încredințarea solidă, stabilitatea în învățătură, libertatea, da? Cu cât reușești mai bine să gestionezi libertatea. Nu că te ține biserica, nu că nu-mi dă voie biserica să beau alcool. Eu nu beau, că am Duhul Sfânt în mine. Nu regula, nu comitetul, nu frica de păstor, ci mă ține Duhul care locuiește în mine. Asta e libertatea lui Hristos. Fac binele pentru că Dumnezeu locuiește în mine. Nu pentru că nu-mi dă voie biserica. Eu abia aștept să scoată regula, să dau drumul la alcool. Asta e imaturitate. Dar spune Biblia, acceptați pe ceilalți. Nu știu, poate e greu de crezut și cu asta închei. Că poți să fii solid în încredință și în același timp să accepți pe alții. La noi în cap asta se exclud. Și considerăm că trebuie să fim foarte agresivi cu alții. Repet, faptul că vorbim foarte urât despre alte credințe,
Ca să ne protejăm în credințele, ne este frică cumva că dacă nu vorbim dur despre alții, tinerii vor pleca. Frații mei, uite că Biblia spune că maturitate înseamnă să ai încredințări stabile, solide și totuși să poți accepta pe cei care sunt altfel. Oare vom putea ajunge la maturitatea asta? Da, frate, eu așa cred. Eu așa cred, eu așa lucrez, sunt mai strict decât tine, dar nu te disprețuiesc și pot să te accept. Vom ajunge acolo să fim. Adică dacă vreau să fiu conservator, cine mă oprește? Și soția mea să se îmbrace într-un anumit fel, să-și pună ceva pe cap, să nu poarte podoabe. Dar n-am cu tine nimic dacă gândești altfel. Oare putem să înțelegem că asta e maturitatea? Să fii cum crezi, să ții încredințările cu putere, cu forță, fără să ataci pe alții, ci să-i accepti și pe ei. Domnul să ne crească pe toți, să ajungem aici. Să fim stabili în ce credem, și în același timp să putem să iubim și pe alții diferiți de noi. Asta este adevărata maturitate spirituală.